Salutare, băieți! Eu sunt Antidot, iar astăzi vom încerca un nou joculeț care se numește Shopping Cart Simulator, băieți! Este vorba despre un nou simulator din ăsta foarte, foarte interesant și practic se bazează pe un coș de cumpărături, adică trebuie să-i pui racheta, cine știe ce-i punem acolo, îi punem an întâmplă pe șopăcel, dar ideea este alta, nu uita și tu, dă un like acestui videoclip de la început, bineînțeles, foarte important, intră și tu pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru de Discord, bineînțeles, adică Roblox România și mai jos aveți și grupul nostru de Roblox oficial, bineînțeles, cu abonații. Deci dacă sunteți abonați adevărați, intrați și voi acolo. Și, din câte vedeți, am intrat pe joculețul acesta și mi-apare Daily Reward. Am primit aici 1000 de monede din astea, adică 1000 de coins. O să dăm aici Claim și avem aici Unlocked, cică Daily Reward. Ok. Și văd că s-a întâmplat o chestie aici, apare Welcome to Shopping Cart Simulator. Văd aici că este un event, adică 4 iunie, acum nu prea e 4 iunie ca și idee, dar apare așa, Double Coins and Boosted Luck, dar apare aici un cod, frate, dar e chestia asta aici, vedeți? Mi-apare un tutorial, dar văd aici, ok, este așa, deci trebuie să folosesc codul 25KFAV, cred. 25 ca fav ca să-mi dea o chestie, dar nu știu unde îl punem la reward. Aici nu îl punem la reward, ar trebui pe shop normal și după aia trebuie să apară o chestie. Deci dacă dai pe shop, după aia trebuie să apară, nu e aici aparent, passes, coins, coffee, ok, și pack-uri, nu e nici aici. Atunci trebuie să fie un semn din ăsta mai interesant, așa, dar nu știu unde o fi semnul ăla. Văd că nu este nici aici. Reward leaders? Nu e leaders. Rewards normal? Nu știu unde se activează astea. În fine, hai să venim și noi aici să mă duc la o rampă, cică. Trebuie să venim aici, la rampa asta. Și cică trebuie să... What? Ce e asta? Perfect lounge. Apasă pe space. Gata. Și acum? Nu-mi zic că sare ăsta pe aici. Aoleo! Își dă drumul ăsta pe aici, pe lounge-ul ăsta? Nu pot să cred așa ceva. Ia uite-l, bă! Și acum? Trebuie să apăs space. Și acum te urci în ăsta. Ok, și practic eu trebuie să sar, din câte am înțeles. Și ăsta îmi dă un boost acum? Na! Și acum ce trebuie să facem? Gata! Am sărit! Ce se întâmplă? Nu prea îmi dau seama. Am ajuns aici. Ok. Și am primit o chestie. Cică, primul jump și mi-a dat mai multe chestii pe aici. Great jump, bun. Upgrade-uri, păi pot să fac vreo chestie? Uite aici upgrade-uri, dar avem bănuți 3200, păi hai să dăm upgrade la roți, gata, am dat un upgrade aici, că de restul nu mai avem, dăm next după aia. Și practic asta este ceea ce trebuie să faci tu. Bun, aici, trading, ia, pe trading putem face ceva? Poți să primești chestii, am văzut. Inventarul tău, tier 1, așa. Da, unde băgăm codulețe, voi? Sunt foarte curios. Păi mă pune să fac codulețe din ăla, dar nu mi-apare aici. Vedeți? Adică nu apare nicio chestie din asta. Tutorial aici, vedeți? Asta e tutorialul aici, cum să te lansezi, basic-urile, different maps. Dar vedeți că pe shop aici n-apare nimica. Multiplayer, launch, auto, VIP, teleport, launch, nu. Deci nu apare nimic. După aia reward-uri aici, uite, completat ăsta, dar am primit deja bănuții, am înțeles. Teleporterul nu avem nevoie, leaders-ul nu avem nevoie, deci teoretic vorbind de la ăsta, more, settings. Da, perfect, 25 FAV, normal ceva de genul era, 25 KFAV era de fapt, ceva de genul. Și mai există încă unul, mi se pare că 5K likes. Pe care l-au pus băieții aici, confirmăm și noi, nu mai merge. Bun, atunci am înțeles cum funcționează, deci am primit acum 25.000 de monezi din astea. Hai să cumpărăm ceva, ce putem cumpăra noi? Dacă ne ducem aici, putem cumpăra... astea sunt cu Robux toate. Păi și cu acele gemuri ce pot face? Nu prea îmi dau seama. Game Pass-uri nu pot să fac... Aici o fi shop? Nu cred că e shop. Ia să așa, hai să facem o schemă. Cine e locul 1 de aici? Nu știu ce aș putea, da. Uite-l ăsta. Hai să vedem dacă ne dă ceva. Dacă vrei tu să dai da, dacă vrei să dai tu o ofertă din aia, am înțeles. Cam așa funcționează. Hai să dăm și noi start launch. Ia să facem noi aici.
Dăm pe chestia asta cu lounge și hai să vedem cum se comportă acum. Uite aici, deci trebuie să dai... ce-s astea? Cică 500. Ia, și ce se întâmplă aici? Cică 20... Dar să mai dau încă o dată. Style 150%? Nu prea îmi dau seama cum funcționează. A, perfect, lounge e 50, ok. Atunci hai să începem, practic. Să vedem cum funcționează. Ok, apăsăm și noi aici, o dăm tare rău de tot. Acum ne urcăm după chestia asta. Hai, ne-am urcat aici. Și acum dăm viteză rău de tot, rău de tot, rău de tot. Și acum trebuie să sărim, băieți. Trebuie să sărim acum. Mamă, până unde m-am dus, ia uite. Am luat moneda aia. Ok, deci așa funcționează. Ok, are logică. Avem 2600 din nou. Și putem face niște upgrade-uri, cred. Tricuri. Bă, nu știu dacă ne ajută cu ceva tricurile astea, eu zic să nu le facem. Shop-ul ăsta te ajută cu ceva? Nu, astea sunt chestiile astea. Friends, aici, mă, upgrade-uri. Poți să dai vreun upgrade în momentul ăsta? Nu. Următorul upgrade este la 10.000 dacă vrei. Dacă nu, dai ăsta la 10.000, small rocket. Deci hai să încercăm noi să... sărim de câteva ori, să facem 10.000, să ne punem rachete din aia, că dacă ne punem rachetă, cred că o să fie destul de șmecher. Hai să vedem. Nu știu ce a fost chestia aia cu stilul, ați văzut și voi că era o chestie în asta să... nu știu ce chestie. Hai, ne urcăm aici înăuntru și acum, ci că trebuie să ținem apăsat pe space, cred, și de aici ne dăm pe chestia asta cu launch-ul. Mamă! Acum mi-am dat seama! Ah! Opa! N-am luat mai aia. Dar oare cât am luat acum? 176. Ba nu, am luat mai mult, ok. Deci, teoretic vorbind, trebuie să ții apăsat și shift-ul ăla mai mult decât credeam eu. Dar nu știu ce fac cu gems-ul ăsta. Gems-ul ăsta oare îmi dă putere? Că mai putem, da, n-am nicio problemă. Uite, dau aici de câteva ori, da? Deci, stil 250, 300. Dau o dată, așa. Că, na, chestia de începător, nu le am. Da, adică nu știu la ce mă ajută. Dar e destul de sus, pentru că nu-mi dau seama ce face. Hai să ne urcăm aici, perfect, și acum dăm viteză imensă, perfect, și aici launch, launch. Hai să vedem cât ne-am dus acum, perfect, perfect, și era să iau ăla. Nu l-am luat încă, 2000 de distanță, am primit 3500, ok, am luat 3500, ceea ce este destul de bine, părerea mea. Hai să strângem, deci mai ne trebuie încă un singur jump, adică trebuie să mai facem rost de 2000 de puncte din astea. Și după aceea strângem 10.000 și cu 10.000 ne cumpărăm o rachetă. Și mi se pare că cu racheta poți să dai după aia boost, adică are logică dacă mă întrebați pe mine. Hai să vedem, ne urcăm aici, perfect. Momentum ăla, nu știu dacă m-am dus bine. Ne ducem și aici și acum trebuie să dăm pe launch ăsta corespunzător. Ne ducem maxim, frate, ia. Am cedut apăsat, ne-am dus până la 2500-600. Perfect. Nu știu ce am primit acum, cred că am luat niște cafele din alea. Bă, și nu mi-a dat, bă, 2000, bă, mi-a dat numai 1700 și mi-e trebuie 2000 pentru upgrade-ul ăla. Deci mai trebuie să sărim încă o dată. Dar e față că eu am dat atâtea cafele, adică acele boost-uri, vedeți? Și acum am colectat numai 3 bucăți. Adică de colectat cam greu din câte ați văzut. Un pic cam... nu știu ce să zic. Și acum momentul... Bă! Ați văzut ce s-a întâmplat acolo? Nu pot să cred așa ceva. Păi ce a fost asta? Eu n-am înțeles nimica. Și aici trebuie să ținem la un ăsta perfect, maxim, și ne ducem rău de tot. Hai să vedem. Și acum nu știu dacă... Nu, n-am nimerit nimic. Uite cafeaua acolo, vedeți? Am ajuns iară la 2700, hai că ne-a dat acum de ajuns de mulți bani. Și hai să ne punem și noi o rachetă, că habar n-am cum funcționează trebuța pe aici, că e un pic am jale. Nu uitați voi să dați acolo un like acestui videoclip dacă n-ați făcut-o deja. Și acum, teoretic, am pus aici o rachetă din asta. Gata, am pus rachetă, îmi dă launch speed-ul, ci că launch time mai mult. Și acum, teoretic vorbind, dar trebuie să strângem bani, să... dăm asta... să ne facem un cart din ăsta mai șmecher, 50.000, dar până strângem 50.000, da, o să fie un drum destul de lung. Hai să vedem acum care este diferența cu această rachetă. Cumpărăm și din astea, pentru că n-avem ce face cu ele, cumpărăm și noi să avem 300. Și acum mi-am pus rachete, bă, băieți. Deci la shopping cartul meu, adică la coșul meu de cumpărători, mi-am pus pur și simplu din astea. Momentum, uite, l-am pus perfect acolo. Acum am activat și rachetele și acum îi dau aici, perfect. Mamă! Păi stai un pic, unde s-a dus ăsta acum?
Bă, stai că nu m-am dus bine. Mamă, am luat ceva, am luat o chestie din aia. Ia. Păi bă, vedeți că te ajută mult rău de tot, că uite câte chestii am luat acum. Și mi se pare că am găsit un crate. Dacă nu mă înșel, dacă n-am trecut pe lângă el. Am făcut iară 10.000. Păi bă, vedeți că chestia asta cu racheta e cea mai șmecheră chestie posibilă. Pentru că v-ați văzut cât mi-a dat? Adică ai șansa să câștigi multe chestii. Hai să mai dăm din astea, că n-am încercat cu cafeaua, frate. Adică ce să fac cu cafeaua aia? Nici nu știu la ce mă ajută. Nici nu știu dacă să dau numai pe una sau să folosesc toate. Eu las mâine pe toate, din prima. 3, 2, 1. Perfect, momentul e perfect. Și acum trebuie să dau launch-ul la maxim. 3, 2, 1, maxim aici. Perfect, și ținem apăsat și dăm acolo. Și hai să vedem, dar nu prea merge să țin apăsat pe chestia asta, ia. Gata, am dat. Ia, du-te, mai dăm din alea. A, ce-i crate-ul ăsta? Na, am luat crate-ul ăla. La ce mă ajută crate-ul? Nu știu. Ce sunt acele crate-uri? Mă ajută cu ceva lemnul ăla? Adică crate-ul? Habar n-am. Aici trixurile astea? Mi-a deblocat și mie ceva? Nu mi-a deblocat nimic, pentru că asta costă nu știu câți bani. Super jump. Dar nu vreau să dau din asta super jump. Aici, prieteni? Cum adică? Văd aici o chestie. What? Ce s-a stăvă aici? Să arăt eu mai ciudat aici? Nu-mi dau seama. Nu vreau să facem acest lucru. Vreau să venim înapoi. Aparent nu mă lasă să dau înapoi. Da, ciudățel. Aparent nu mă lasă să apăs pe chestiile astea. Uite, nici pe ăsta cu 1000 nu m-a lăsat. Hai mă, da, vrei ăsta cu 1000, da, l-am cumpărat pe ăsta că nu mă lasă să ies de aici. După aia upgrade-uri nu. Sau ba da, hai să dăm upgrade-uri puțin. Dar nu știu ce am primit. Bă, ce sunt acele crate-uri, mă? Dacă știi cineva să scrie în comentarii, n-am nicio idee. No, bun, hai să mai sărim, ca să facem rost de 50.000 măcar, că e jale. Sau mai sărim și noi de câteva ori. Dar, bă, e un joc destul de interesant, nu știu, e chiar tare. Pentru că până la urmă e un joc ciudățel, mă băiatule, mă. E ciudat rău de tot. Adică pur și simplu te pui într-un shopping cart. Acum l-am pus pe unul lângă mine în shopping cart. Nu mai zic nimic, frate. E cea mai ciudată chestie posibilă. Dar n-avem ce face. Bă, vedeți că s-a dus cam tare rău de tot acum. Am ajuns până aici vreodată? Adică atât de mult? Mamă, ce-a însemnat asta, bro? De ce s-a întâmplat asta? Mam, un pic am jale că n-am făcut niciun bănet, bă. N-a venit banul ăla gros. Adică, de ce s-a învârtit? Trebuia să ducă în linie dreaptă, bro, să mai sărim și noi pe acolo. Doamne, nu vreau niciun shop din ăsta. Nu vreau pe shop ăla, mă, până să cumpăr chestii din alea exclusive. Sunt eu destul de exclusiv deja. Ne cumpărăm și noi din asta. Pardon, apăsăm și noi pe asta. Mi-a rămas în cap asta cu cumpăratul. Deci launch, hai să vedem până unde te duci. Până unde te duci, hai să vedem. Te duci 3000, perfect. Am luat și moneda. Bă, dar de ce se întâmplă asta, bă, băiatule, băi. Na, hai că n-a ajuns. Nu mi-a dat aia. Ba da, mi-a dat acum. Deci am făcut numai 2700. Bă, dar chestia aia, atunci când am făcut 10.000, cum am făcut chestia aia? Că văd că acum e degeaba. Bă, hai să venim în partea asta, de unde pleacă... A, dar nu mă las în partea asta. Că mai sunt băieții ăștia care nu se dau. A, ba da, m-a dat aici în stânga. Ok, dar n-am înțeles o chestie, adică cum mi-a dat atunci în runda aia 10.000? Că acum nu-mi dă mai nimic, ați văzut? Adică 2.000, ce sunt aia 2.000? Ați văzut 10.000 pe o cursă din aia? Era pe o săritură din aia. Bă, am uitat să sar, bă. Mamă. Am uitat să sar, bă, băiatule, băi. Da, ia cât îmi dă, nu mi-a dat mult. Da, nu știu de ce nu mai dă iară 10.000, că sunt foarte curios. Că aș fi vrut să facem upgrade-ul ăla la 50.000. Dar, destul de ciudat, hai să mai dăm din cafea asta că n-avem ce face cu ea. Și hai să înceapă săritura, bă, băieți. Săritura Shaolin. Cred că mă ajută la viteza asta. Pentru că cafeaua gen energie ar avea logică, dar nu știu sigur dacă e exact cum cred eu că este. Nu știu sigur, dar foarte posibil, foarte posibil. Suntem la 3000 aproape, bă, încă zburăm, gata, picăm deja. Am prins niște cafea din aia, s-ar putea să mai... nu mai prindem. Da, numai că nu se duce mai mult de atât, nu știu, un pic cam ciudat și nu știu dacă ne ajută. Dacă o să luăm shopping cartul ăla nou. Decât dacă este mai mic și are greutatea mai mică, nu știu. Sau dacă e din alt material, posibil să ajute, dar teoretic vorbind, cred că ne trebuie altă rachetă nouă. Că racheta asta nu merge atât de departe. Pardon,
Da, bine, neapărat departe. E vorba că nu se duce, adică ajunge până la 3000, dar după aia se oprește, vedeți? 3000 și cade. Nu știu. Și după aia se întâmplă chestia asta, care nu vreau să se întâmple. Uite unde m-a băgat acum. A mai picat cineva aici în piatra asta? Pe unde m-am dus aici, frate? În peșteră. Doamne, cu neandertalii ăia. Ferească, m-am dus în peșteră, frate, când se inventa acolo focul. Doamne. Ciudat rău de tot că nu a mers ca lumea. Ce este, mă, 5 style ăla? Nu-mi dau seama. Îi pune pe băieții ăștia să dea Robux și eu dau tot ăla ce am primit acolo. Dar nu știu ce e asta, frate. La ce te ajută? Eu nu înțeleg. Și momentum ăsta e. Momentum? Dar momentum ăla eu nu știu. Mie mi se pare că îl prind ca lumea. Ia uite și la un ce, bro. L-am prins la jumate. Da, se termină chestia asta de la rachete, vedeți? Adică în timp ce zboară. Da. Nu ajungi departe. Uite, 341.000. E bine, teoretic vorbind. Adică, na, nu poți să zici că nu e bine. Dar nu mai e boost-ul ăla să ajung la aproape 5.000, ați văzut? Decât dacă mai dau cafea, cum? Voi vă dați seama că dacă dă cine, trebuie să dă aici 500 de cafea sau 200 de Robux pentru o din asta. Nu știu, un pic am ciudat dacă mă întrebați pe mine. Adică, la ce te ajută? Că până în momentul de față nu mă ajută mai nimic, nu știu. Ia, hopin, l-am dat la perfect, nu? Dar nu merge niciodată la 100%, v-ați văzut? Ia, aici la unciul ăsta, aproape 100% l-am dat. Bă, deci dacă nici acum nu te duci la 4.000, nu știu. Uite, 4.000 acum. Perfect, du-te, du-te. Am murit. What? Bă, ce s-a întâmplat? N-am primit nimica. What? Păi și ce înseamnă asta, frate? Păi fix acum, după ce am dat boosturile alea acolo, numai... What? Păi ce logic are, frate, atunci? Păi contează cât de departe sar, nu? Bă, fix atunci când am prins launch-ul și hopping-ul ăla perfect, ați văzut? Mamă, jocul ăsta are ceva cu mine. 3, 2, 1. Acum, l-am prins iară destul de mult, dar nu mai ajunge la 4, că acum a prins atunci, mă. Băi, ce mă trolează jocul ăsta, bă. Uite că nu s-a dus atât de bine precum credeam. Am ajuns până în zona asta de 5.000. Acum dacă nu-mi dai 10.000 de bănuți. Nu mi-a dat. Mi-a dat 4.000. Da, ce de cel mă înțelege. Un pic am ciudat. Parcă e un pic de țeacă că răspunzătoare. Mă înțelegeți? Bă, da, nu știu. Am ajuns acum, parcă a fost record ăla. Dar tot nu s-a dus ca lumea. Bă, băiatule, băi, mă trolează jocul ăsta. Băi, că nu mai înțeleg nimic. Doamne ferește, bă, băiatule. Momentum, 3, 2, 1. Aici, băi, eu l-am dat la perfect. Deci pe bune că l-am dat la perfect. Și îmi zice că nu. Și acum la 1, 3, 2, acum. L-am dat la perfect, deci nu se duce iară la 5.000? Așa. Am ajuns până la dar nu mă lasă mai mult, mă, voia să zut. Na, iar îmi cade în cap. Dar de ce se întâmplă asta, frate? Că, gen, el sare. Nu am făcut nimic și dansează. Bă, ăsta e troll maxim de la jocul ăsta. Știți că m-a jucat noi un joc și când săream, m-a aruncat de pe hartă, frate. Mă lua vântul. Ce se întâmplă? Că asta nu-i vina mea. Adică altcumva n-am cum să sar și contează cât de departe. Nu e bine făcut jocul. Pentru că normal trebuie să se pună cât de departe ai ajuns numai. Nu că acum ai căzut. Adică e logic. Adică nici nu e realistică chestia asta, bă, până la urmă. Ce mă trolează jocul ăsta, bă. 46... de mii, am 46.500. Ia, uite, iară cade în freză. Nu pot să cred de așa ceva. Na, m-am dus în casa asta. M-am dus în casa la vecina aici. Avem 50.000, gata că mi-a ajuns și mie. O să cumpărăm și noi shopping cartul ăsta. Upgrade-uri sau altă rachetă dacă mai are. Mai are altă rachetă, medium rachetă asta. Tip launch speed. Da, 6 șmecher. Hai să dăm aici. Și altceva nu mai avem. Nu știu, uite acum arată a shopping cart adevărat, ceea ce e destul de șmecher, sincer, dar da, joculețul este destul de interesant, bă, băieți, nu știu dacă o să facem și partea a doua, decât dacă o să facă un update din ăsta mai interesant așa pe el, sau dacă ajungem pe altă hartă, dacă vreți, și sincer, e destul de distractiv, însă, până te prinzi cum e cu zăritura asta și până faci un anumit upgrade, e un pic cam jale. Uite, de exemplu, acum nu mai am rachetă, vedeți? Deci fără rachetă e zero.
Da, vedeți, e zero fără rachetă. Am ajuns la 3200 și na, nu prea faci bani. Dar e ciudat că nu-ți rămân upgrade-urile, sincer. Adică, mie de ce nu mi-a rămas upgrade-ul acum cu racheta? Că eu gen am deblocat ăsta, da? Gen celălalt shopping care l-am deblocat. Dar în același timp, eu am deblocat și racheta. De ce nu mi-a rămas racheta pe shopping cart? Vedeți? Nu e bine făcut. Pentru că cred că se buguiește sau ceva de gen, nu știu, adică... Pe celălalt coș am avut racheta, acum nu mai am, au dispărut racheta, dar i-am dat upgrade. Da, ciudat, foarte ciudat, însă cam așa funcționează jocolețul acesta. Nu uitați voi să-mi scrieți părerea voastră în secțiunea de comentarii. Nu uitați, ca de fiecare dată, să dați un like aici corespunzător, să intrați pe primul link din descriere, deoarece este serverul nostru de Roblox România, foarte important, și pe al doilea link din descriere găsiți și grupul nostru oficial de Roblox cu abonații. Deci dacă sunteți abonați adevărați, intrați și voi acolo. Și pe data viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!